branding puternic, da? Deci da, pe Imuntean, pe cum citiți portările pe care le scriu acolo și pe Click Planners, care va fi o întâlnire specializată pe AdWords și pe pay-per-click marketing. Însemnând toate formele de reclamă, îl invit pe colegul meu de la Todays să vină la Click Planners. Prima, a noua ediție va fi în ianuarie. Chiar sunt foarte curios, discutăm despre geotargetare, despre care a scris el un articol la un moment dat. Și foarte interesant și o să discutăm despre asta. Nu acum, după ce se termină prezentarea. Prezentarea pe care v-am făcut-o, eu pot să vorbesc și fără microfon. Vorbesc foarte tare cu microfon, cred că e mai bine fără. Nu? Nu? Ok. Primul studiu de caz, practic, e o campanie care a luat sfârșit. Este pentru un client din zona de imobiliare. Și intrăm direct în pâine. Nu vreau să mergem așa, beat around the bush. Pac! Ce vreau să vă arăt cu prezentarea, prin prezentarea asta, prin studiul ăsta de caz legat de imobiliare, este că trebuie analizate toate elementele în detaliu și nu trebuie trasă o concluzie până când nu avem toate elementele adunate și putem să tragem o concluzie la nivel general asupra și să luăm o decizie vis-a-vis de concluzia pe care am tras-o. Trebuie să arăt, așa că o să mă duc aici, nici măcar nu știu exact care sunt datele, de aceea, na. Și aici, aici este inside-ul unei campanii pe AdWords, da? Știți, AdWords e serviciul ăla prin care puteți să vă gestionați campanii de promovare în motorul de căutare, în link-urile sponsorizate și site-urile partenere și site-urile partenere de căutare, da? Și aici sunt, nu știu, vreo 12 grupuri care fac parte dintr-o campanie. Și vreau să vă să scoatem în evidență un lucru. Ne uităm la CTR. Asta e un CTR pentru search, un 0,87%. CTR înseamnă click-through rate, adică procentul raport dintre cei care dau click versus cei care văd anunțul. De câte ori s-arșează anunțul, câți dau click, dacă 10 dau click din, dacă anunțul s-arșează 100 de ori, 10 dau click, 10% reprezintă click-through rate-ul. Acum, ce vreau să vă spun este că acest CTR este 0,87. În mod natural, pe search, un CTR de 0,87 este foarte slab. Și cineva o să zică, wow, e vază, campania asta merge foarte prost. Tocmai asta este, controversa e născută la momentul ăsta și vreau să vă arăt că până la sfârșit o să ne schimbăm părerea de cel puțin 4 ori vis-a-vis de această campanie, dacă merge prost sau nu. Un CTR mic nu înseamnă neapărat o campanie care merge prost. Acum, noi am aflat în slide-ul anterior că această campanie, având un CTR de 0,80 și ceva, este o campanie pe care ar trebui să o oprim, pentru că ea funcționează, merge prost la momentul ăsta. După care, mergem mai adânc și ne uităm în cadrul grupului care performa. Deci noi am selectat, practic, un grup de acolo și în cadrul grupului ne uităm la cuvintele care performează în cadrul acelui grup. Și ne uităm că volumul cel mai mare de click-uri este adus de unul dintre cuvinte, complex rezidențial, da? Și ponderea cea mai mare, da, de importanță pe care o are în grupul respectiv este ponderea pe care o dă acel cuvânt. Acel cuvânt are un CTR de 10,68, ceea ce chiar și pentru search este considerat un CTR bun. Acum, dacă ponderea cea mai mare, deci când analizăm grupul respectiv la modul global, are un CTR de 0,68. Am intrat în grupul ăla și am uitat la toate cuvintele și am descoperit că unul dintre cuvinte, care are cea mai multă importanță, cel mai mare relevanță pentru grupul respectiv, are 10,67. Mai credem acum despre campania asta că e o campanie care merge prost? Acum, bineînțeles că ar trebui să eliminăm celelalte cuvinte sau să adunăm date pentru ca să decidem dacă acele cuvinte sunt relevante sau nu pentru campania asta performantă sau nu. Dar, în sine, acest grup, acum, după ce am intrat în el, mai considerăm că performează prost? Răspuns corect? Nu. Considerăm că acest grup performează bine. Pentru că acel cuvânt care generează cele mai multe click-uri, deci are o pondere, cea mai mare pondere și cel mai relevant pentru grupul respectiv, are un CTR de 10,68. Deci suntem fericiți! Au, 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 au. Asta a fost o onomatopee, cred că mi s-a stricat... Ok. Acum mergem mai departe și ăsta este ceva un pic diferit. După cum știți, contul de AdWords se leagă de contul de Analytics și furnizează date și statistici importante care se raportează la performanța campaniei în cadrul
care le raportează aici. Deci le găsim aici. Informații despre cum performează campania pe AdWords. Ele se leagă automat, Google fiind două servicii Google, lucrurile sunt ceva mai simple decât identificarea în link prin UTM pentru campaniile care nu sunt din cadrul serviciilor Google. Nu știu dacă ați înțeles ce am zis, dar oricum, sper să-mi puneți întrebări vis-a-vis de chestia. Ce facem aici? Aici am văzut, vedem, ne ducem iar și am găsit iar grupul care ne privește, ne interesează. Grupul care avea 0,82 CTR. Dar discutăm acum iar la nivel de grup. Și acum la nivel de grup, vedem că acest grup are un bounce rate de 89,12. 89,12. Un bounce rate de 89,12 și un bounce rate îngrozitor. Nu? O să spuneți că site-ul, că această campanie trebuie închisă sub orice critică campania, după cum noi ne-am gândit că aveau 10,86 CTR-ul, da? Deci această campanie, relevantă pentru cuvântul, complex rezidențial, corect? Și acum am ajuns aici și are un bounce rate de 89, ceva și spune că trebuie închisă campania asta. Neapărat, pentru că bounce rate-ul ăla e îngrozitor. Ok. Și atunci ne-am făcut părerea că e un grup neperformant. Acum, controversa apare că un bounce rate de 89% nu înseamnă neapărat o proastă performanță a campaniei. Dar zic că mai trebuie să iau o pauză din a vorbi foarte repede și foarte des. Motivul pentru care o campanie este, poate fi performantă, chiar dacă bounce rate este de 89%, se întâmplă în două cazuri. Primul caz este când site-ul, construcția site-ului este doar o singură pagină HTML și atunci a sări din site înseamnă practic a părăsi natural informația pe care clientul, pe care vizitatorul tău a văzut-o. A stat 8-10 minute pe pagina respectivă, dar a sărit. Ăla e considerat un bounce. Deci site-ul nu e lipsit de calitate, chiar dacă bounce-ul este 100, în cazul în care e o singură pagină. Dacă avem un buton de submit și chemăm în header o altă pagină de mulțumesc, înseamnă că diferența dintre bounce rate și non-bounce visits, adică acele 89%, 100 minus 89%, reprezintă practic rata de conversie. Pentru că toți cei care se încadrează de la 89% la 100%, reprezintă practic acel procent care a dat click pe butonul de submit și a reîncărcat header-ul cu pagina mulțumesc. Chiar având o singură pagină. Deci ăsta este unul din motive pentru care bounce rate-ul de 89% l-am putea gândi ca fiind un bounce rate nu chiar atât de prost. Chiar nu-i prost dacă site-ul avea o singură pagină. E, în cazul acestei campanii, în cazul acestei situații, nu era o singură pagină, erau mai multe pagini, doar că site-ul era flash și nu era văzut și nu avea decât o singură pagină HTML. Deci tot filmul ăla, în care erau 7, 8, 10 pagini cu poze, cu care se deschideau, se închideau, cu formulare de contact, cu tot ce vreați voi, nu era, era încadrat într-un singur HTML. Deci era un soi de embed. Cum dați embed la filmulețele după YouTube, exact așa era embed în HTML-ul ăla. Deci, practic, un singur HTML avea un singur, că acum vorbim de meta description, meta title, da? Și acum avea un singur titlu, avea un singur meta description pentru că era o singură pagină HTML. A doua pagină, de unde apare diferența dintre 89 și 100, era fix pagina în care era contactul. Ceea ce înseamnă că 11% au fost cei care au completat contactul. E, mai era o situație în care acest bounce se întâmpla, în momentul când se deschidea câte o poză, practic poza se deschidea într-o altă pagină și atunci se considera că el sare într-o altă pagină. Trebuia să dea back, se întorcea, în fine, oricum acolo se mai putea contoriza ca fiind un non-bounce. Deci n-a fost fix 11% rata de conversie. Rata de conversie pentru această campanie a fost undeva la 3%. 3% dintre cei care au intrat pe site au intrat și au lăsat datele de contact și urma să fie contactați de către un consultant al dezvoltatorului care avea proiectul ăsta în construcție. Deci cam asta vreau eu să vă spun. Vreau să vă spun că imaginea de ansamblu poate fi incorrectă
și că trebuie să priviți toți indicatorii într-o astfel de campanie. Și în orice campanie pe care o faceți, trebuie să ne uităm nu numai la imaginea de ansamblu, când intrăm să vedem cam cum stăm, ci trebuie să mergem în adâncime, să adunăm toate informațiile relevante pentru campania aia, vedem care sunt toate lucrurile care ar putea să influențeze negativ sau pozitiv o campanie și să luăm o decizie în consecință. Dacă am fi oprit acel grup, pentru că, încă o dată, avea un 0,82% CTR, ar fi fost greșit. Pentru că, în sine, dacă dăm un pic înapoi, o să vedem că, după cum v-am explicat, site-ul era fresh și nu era decât o singură pagină, celelalte bounce rate-uri sunt peste 90. Bineînțeles, fluctuează. Ceea ce înseamnă că și grupurile alea erau performante. Da? Dar nu foarte performante, deci diferențele fiind foarte mici erau într-adevăr de luat în considerare. Adică o diferență de 87, ceva versus 89, ceva era o diferență pe care trebuia considerat. Aștept întrebări vis-a-vis de lucrul ăsta cu probleme de genul dar de ce nu s-a segmentat site-ul în mai multe pagini HTML, de ce nu s-a făcut, bineînțeles că se puteau face lucrurile astea, nu s-au făcut. Nu s-au făcut nu pentru că recomandarea mea n-a mers mai departe, ci pentru că resursele sunt limitate. Bineînțeles că nu erau, da? Așa sunt... știți cum se întâmplă, aveți și voi clienți. Deci, și șef, că erau acolo o oare de șef, toți erau șef. Era șeful care decidea prima parte, șeful care decidea a doua parte, șeful a treia parte, deci erau vreo 5 șefi. Deci nu s-a întâmplat așa. Am putut să analizăm doar lucrul ăsta și campania s-a dovedit a fi foarte performantă, ei au fost mulțumiți. Am avut un preț per lead, dacă, preț pe conversie, de undeva la 15 euro. Vis-a-vis de 500 și ceva de euro, conversie pe OOH. OOH fiind out of home, deci BTL pe panouri publicitare. Deci diferența a fost că aici aveam 10-15 euro, iar acolo aveam 500 de euro pe lead. Acum, nu-mi vorbiți de reach, de GRP în zona aia, că n-are sens, pentru că omul care nu e implicat în a vedea, degeaba, dacă nu merge mai departe și dea un telefon, nu merge mai departe și notează numărul sau trimite un e-mail, faptul că a văzut acolo, e ok, dar nu schimbă cu nimic soarta proiectului. Cam asta vreau să vă spun despre acest studiu de caz cu imobiliare. Câte minute mai? 9. 2? 9. A, 9. Deci mai am un studiu.